Liniștea de pe strada Brebenești, din comuna Poenarii de Mușcel, a fost guduită de vestea că o bătrână a fost găsită în pivnița casei, atârnată în ștreang. Femeia s-a spânzurat cu o ață subțire, agățată de un cui bătut într-o grindă. Descoperirea a fost făcută de către unul dintre copiii care a sunat la 112, în speranța că mai poate fi salvată. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic, constatând decesul femeii. În această situație, la fața locului a sosit un echipaj al poliției pentru a efectua cercetările privitoare la acest caz. Când a făcut asta? Da, e o oră. O fi o oră. Da, și-a programat asta, dar seara... Da. Cea care se dă pe mâna satanii nu mai scapă niciodată. Era de așteptat? A spus că face treaba asta? I-a zis fiesic că i-a făcut tasul cu mâna. Dar ați încercat dumneavoastră să vorbiți cu dânsa, să-i spuneți, ești femeie bătrână, te iartă Dumnezeu? Da. Că n-ai cu cine, că ea boala de diabet te sclerozează oare de 20 și ceva de ani, de 25 de ani diabetul și nu. Și fără tratament, fără... Ba lua pastile, ba le lua mai mult odată, ba nu le lua, era totul... Ce vârstă avea? 78, nici nu știu bine. Niciodată n-am întrebat-o cu ține. Era văduvă? Da, da, de 13 ani. E soacră. Trupul neînsuflețit al bătrânei a fost ridicat de la prosectura Spitalului Câmpulung, familia pregătindu-se de înmormântare.